Am vorbit și despre restanțele pe care le avem în materie de legislație. Mă refer aici atât la reluarea discuției cu privire la legislația din domeniul securității cibernetice, cât și la ansamblul reglementărilor în domeniul securității naționale. Absența unei legislații coerente, unitare și actualizate în materie de securitate națională rămâne o temă sensibilă. Avem nevoie de o reformă legislativă care necesită timp, dezbatere și coordonare, dar nu mai poate întârzia. O atitudine deschisă a SRI în raport cu Comisia de Control Parlamentar și în raport cu societatea este semnalul că serviciul respectă rigorile unui stat democratic și acționează în acord cu principiile lui. Într-o democrație consolidată, politicile și strategiile de securitate trebuie să beneficieze de un cadru de dezbatere și susținere la nivelul societății.